Bun găsit! Vorbim astăzi despre albastru de metilen, bine cunoscutul albastru de metilen. Am mai vorbit de multe ori public și pe Facebook despre asta. Sunt mulți oameni care contestă și mulți medici care contestă beneficiile acestui albastru de metilen, dar nu putem să trecem sub tăcere și nu putem să nu recunoaștem date care vin din istorie. Sunt mai mult de 100 de ani de când acest albastru de metilen, 150 de ani de când acest albastru de metilen a început să fie folosit în medicină. În acest moment are beneficii, este recunoscut că având beneficii antibacteriene, antimicotice, antivirale. Mai mult decât atât, acest albastru de metilen se consideră că s-ar comporta exact ca oxigenul, acolo unde oxigenul nu poate să ajungă. Am explicat într-o manieră simplistă, pentru că vreau foarte mult să mă exprim ca, astfel încât cât mai mult dintre noi să mă înțelegeți. Adică, într-o zonă în care, din anumite motive, oxigenarea nu este la capacitatea la care ar trebui să fie, niște țesuturi unde, din anumite motive, fie sângele nu ajunge suficient de bine, suficient de mult cu oxigenul atât de necesar țesuturilor, fie ajunge un sânge care are mai puțin oxigen, în sfârșit. Deci înțelegeți, acolo unde, în aceste țesuturi unde oxigenul nu ajunge, albastru de metilen ia rolul oxigenului, în sensul că dă energie celulelor, se comportă ca și cum ar fi un carburant pentru aceste celule. Albastru de metilen este folosit și pentru tratarea, pregătirea produselor de transfuzie, deci preparatelor de sânge destinate transfuziilor, împreună cu o sursă de lumină, de ultraviolete. Deci, prin combinația albastrului de metilen și ultraviolete se obține această igienizare a de sânge și el este folosit, pregătit pentru a fi transfuzat. În această manieră, virusurile, bacteriile, fungii și tot ce ar mai fi existat în acel sânge dispar. Mai nou s-a descoperit că albastrul de metilen ar avea valențe asupra celulei nervoase, în sensul că ar preveni și chiar trata demențele de mai multe feluri, boala Parkinson și alte boli, cum ar fi anxietatea, depresia, toate acestea pot fi prevenite și tratate cu banalul albastru de metilen. Este extrem de ieftin și este atât de ușor de procurat oriunde pe planeta asta, din păcate, prea puțin luat în calcul. Și, din păcate, prea puțin vorbit despre valențele albastrului de metilen. Este, cred că, a 5-a, 6-a oară în care tratez pe Facebook acest subiect. Mi se pare foarte important ca noi toți, cât mai mult dintre noastre, să-l știți. Găsiți în farmacii, din păcate, doar albastru de metilen, loțiune albastru de metilen pentru uz extern, așa scrie pe ele. Dar, din fericire, avem produse, avem un preparat, două preparate destinate infecțiilor urinare care conțin suficient de mult albastru de metilen și astea le putem folosi. Și mai avem aceste produse de igienă bucală. Aș dori foarte mult să înțelegeți că nu am niciun fel de alt interes decât pur și simplu doresc să vă prezint purul adevăr. Avem mijloace la îndemână să ne păstrăm sănătatea, ieftine, eficiente, pe care dintr-un motiv sau altul le-am uitat, cu ghilimele, sau se doresc a fi uitate. Eu vreau să vi le aduc în fața dumneavoastră și sănătate multă ne dorim pentru toți, sănătate multă mai ales în aceste vremuri, iar albastru de metilen este unul dintre cele mai importante mijloace prin care vă puteți păstra sănătatea în plină pandemie. Vă mulțumesc!